Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit pe canalul meu Luminița Tarot, mă bucur să vă revăd, bine ați venit la o nouă etalare, voi face oroscopul zilei 10 octombrie pentru Zodia Leu, haideți să vedem, Zodia Leu, ce ați pățit Zodia Leu, ce v-a blocat, anumite situații din viața dumneavoastră v-a făcut să vă blocați, vă simțiți blocați de mâini, de picioare, nu vedeți, nu auziți, vă simțiți restricționați, ca și cum sunteți în pușcărie, da? Ca și cum sunteți paralizată, în crize, aveți dubii, îndoieli, nu știți ce să faceți, vă simțiți atacat sau victimizat, ca și cum cineva vă, cum să zic eu, vă pune în... Nu vine cuvântul ăla, în italiană vine, dar în română nu. Când copiii greșesc cu ceva și tu trebuie să... Nu vine acum. Oricum, să știți că veți avea parte de stabilitate, da? De protecție. Există un bărbat în semnul berbecului sau capricornului, un bărbat sigur pe el, care va organiza lucrurile, care sau acest bărbat este prea agresiv în ce vă privește, e prea dur și vă simțiți mai restricționați, da? Dar este un bărbat care este logic, practic, oferă stabilitate și pe plan financiar și în ce privește familia. Zodia Leu. Da, aveți niște sfide de dus, trebuie să rezolvați anumite probleme, vă lipsește ceva anume, sunteți fragili. Dacă așteptați ceva să faceți, să știți că perioada cea mai bună o să vină în iarnă. Da? Acum aveți niște restricții în organizarea proiectelor dumneavoastră. Da? Asta este o problemă de rezolvat și vă simțiți că acum nu puteți face și într-adevăr așa este. Să știți că perioada bună va fi în iarnă pentru ceea ce doriți dumneavoastră. Până atunci veți avea parte de stabilitate și de protecție. Nu vă fie frică. Da? Lăsați ansia să se ducă că și frica, pentru că dacă nu vă îmbolnăviți și nu merită să vă îmbolnăviți pentru nimic în lume. Haideți să vedem și îngerii pentru Zodia Leu. Ce vrea să vă transmită pentru voi? Wow! Zodia Leu, îngerul Ariele, îți spune că unele noi experiențe intuitive și spirituale te vor ajuta să schimbi modul de vedere al lumii și cu tine însuți. Permite talentelor tale spirituale să se expandă cu studiul și cu rugăciunea și meditația. Deci, sunteți chemați să aveți răbdarea necesară, să meditați, să vă rugați, să expandeți cu studiul, să vă interesați mai mult în ce privește spiritualitatea. Este un moment de restricție, da, înțeleg, dar este un moment de transformare pentru voi. Este un moment de transformare pentru a aduce stabilitatea în viața ta ca persoană. Pentru a reuși să fii stabil, concret și cu picioarele pe pământ, acesta e un moment care tu trebuie să-l dedici mai mult spiritualității. Cum? Făcând asta, ascultându-ți inima, sufletul, să stai mai mult singură, rugăciune, meditație, să studiezi, să stai în pace, da? Să-ți găsești sufletul, să-ți regăsești sufletul. Foarte frumos. Să știi că ceea ce suferință care o simți acum, prin ce treci tu acum, este doar un pasaj, adică e o transformare în viața ta care te va schimba să vezi lumea, te va schimba pe tine, a vedea cum este lumea din jurul tău, modul de a vedea lumea din jurul tău și pe tine, să te va ajuta să-ți deschizi ochii, da? Deci nu întotdeauna lucrurile negative sunt negative. Da, pentru moment, da, ni se par așa, dar cu cât trece timpul ne dăm seama că ne-a ajutat să creștem, să evoluăm,
să ne dezlegăm de la ochii care noi nu vedem, nu suntem prezenți în viața noastră și etc. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept data viitoare. Vă recomand să vă înscrieți la canalul meu pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Și bineînțeles să-mi dați un like, în acest mod mi-arătați că ajut la sufletul dumneavoastră. Numai bine, la revedere!